În premieră pentru Republica Moldova, pe drumul național Chișinău-Bălți, în preajma satului Negrești, a fost asfaltată o porțiune de drum de 380 de metri după o metodă inovativă. Mai exact, pentru asfaltarea drumului a fost folosit un material din plastic reciclabil adus din Scoția, care va reduce considerabil emisia de CO2. Deocamdată specialiștii nu pot spune durabilitatea drumului, dar spun că este mult mai calitativ, întrucât astfel de tehnologii sunt implementate cu succes în țări precum Finlanda, Norvegia, Suedia, dar și Lituania sau Estonia. Am curățat rosturile de dilatare, rosturile de comprimare, transversale, longitudinale, le-am colmatat bine cu mastic. Această pregătire a durat în mediu 2 săptămâni de zile, am implicat în genul de câte 5 muncitori pe zi. Șoferii spun că își doresc un drum mai calitativ, pentru că traseul național Chișinău-Bălți este într-o stare proastă. Dacă e renovat cum se renovează acum, e foarte bine. Ar fi bine să fie renovat complet, că este unicul drum în țară care este drum care nu are acces prin localități rurale. Ar fi bine totul să fie așa, în stare ideală, că e bine. Așa se mai poate de mers și vehiculul e în stare mai bună. Pe o suprafață de 380 de metri pătrați a fost așternută geogrila antifrisură, iar ulterior va fi așternut asfaltul din plastic reciclat, care este mai ecologic și mai ieftin. În prezent e utilizat doar plasticul din cablaje, iar pe viitor în Republica Moldova ar putea apărea o companie care să recicleze mai multe tipuri de masă plastică folosite la asfaltare. În perioada care este acum de criză, aceste soluții ne dau posibilitate pentru să extindem un pic investițiile capitale. Peste un an, peste 2 ani, peste 3 ani. Materialul dat, adausul în mixtura asfaltică, se utilizează în Republica Moldova din toamna anului trecut. Pentru asfaltarea acestei porțiuni de drum din fondul rutier a fost alocată suma de 1,2 milioane de lei.